Igen! Păi vă salutăm, distinși consumatori de vloguri pe bază de mâncare. Suntem în Miercurea Ciuc și urmează să testăm Gambrinus Xarda. Hai să vedem! O, ce frumos arată! Ce frumos arată! Uitați, așa se scrie Gambrinus Xarda. Eu vreau și un loc frumos de joacă pentru copii. O podea de-asta așa, cauciucată. Deci, cu alte cuvinte, dacă e mâncarea bună, data viitoare că venim Miercurea Ciuc și o să venim cu copilul după noi, aici ne oprim. De! Wow, cum arată locul ăsta! Mă, ce autentic e! Este stil ungoresc, nu? Da! Superb! Este minunat! Toate mesele sunt la fel de mari, adică n-avem da. Sală. Aici, că e mai multă lumină. Sau nu? Hai acolo, că e perfect. Mai la colț. Băi, cum arată locul ăsta, jur! Ha! Deci știi ce scrie pe locul ăsta? Gulaș. Deci pe mese clopot. Clopotul ăsta e ca să... Mamă, ce tare! Șmecher! Ce zici o ție acum? Eu am zis că vreau gulaș, dar vreau așa, gulaș de fasole, gulaș unguresc. Unguresc, care ăla e cu cartofi, cred, nu? Nu știu, dar totdeauna a fost bun. De asta luăm. Au foarte multe aici, ciorbe, țărănească de perișoare, ardelenească, de pește, de burtă. Deci fiți atenți ce meniu frumos de pălincau. Deci când veni data viitoare și Miercurea Ciuc și dormim peste noapte, o să fac o degustare de pălincă. Nu sunt mare băutor de pălincă, dar arată foarte bine. Iar eu nu pot să beau, deci... Data viitoare când venim, mamă, da, chiar că uite câte meniu, câte sortimente au. Bun. Ia să vedem aici. Uite și bericioaică, oh! Au cincișor. Cichișor, cichișor. Cincișor, de la cincin. E cichișor. Limonadă un gulaș. Limonadă și un gulaș. Pulpă crocantă de rață. Cotle de miel, tocânță de cer cu ciuperci, paprikaș de somon cu găluște, cu brânză și mărar. Eu aș încerca asta, pulpa de rață. Hai să încercăm și o pulpă de rață și aia. Și limonadă. Echipa, echipa. Doamnelor și domnilor, a venit gulașul. Ia uite ce frumos. Ia să vedem. Hai să gustăm. Wow. Wow. No, asta e fericirea. Mamă, ce bun e. E super delicios, să vedem carne. Avem double thumbs up. Mamă, ce frumos e. Ia uite aici, mamă, ce pâine. Pâine, frate. Am zis, băieți ăștia știu cu pâine aici, în zonă. Pufoasă. Carnea este mega fragedă. Și cum să zic? Zeama. Nu-mi venea, v-am zis sosul. Da. Zeama este picant așa. Știu oamenii ăștia, mă. Mamă, ce bun e. Mănânc tot, îți dai seama. Și ne-am luat și felul 2 și desert. Pare chestia asta mică așa, dar de fapt am mănânc de 15 minute la ea și nu se mai termină. E crețișoara fără fund. Și are o groază de carne și o groază de cartofi. Bravo! Igen! N-am apucat să luau limonada, este foarte bună. E o limonadă corectă. Pai de plastic, aia e. Dar limonada e foarte bună. Și n-ai apucat să spui că am mâncat mai mult ca tine. Da, Georgina aia a mâncat mai mult decât mine. Eu am mâncat fără pâine. Ea mănâncă la... pentru doi, e logic. Pam, 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 pam. Ce-a venit, Georgina? Pulpă de rață crocantă cu sos de portocale, piure și castraveți murați. Doamnelor și domnilor, spuneți că nu arată nebunește de frumos. Ia, uitați-vă la așa ceva. Haideți să vedem. Uitați-vă aici. Mamă. Ne-am luat un singur felul 2 că nu mai putem să mâncăm și desertul l-am luat la pachet. Veți vedea din nou un vlog de tip aici și la pachet. Da, imediat ajungem acasă și mâncăm și desertul, dar mai întâi de toate să vedem cum e pulpana asta, domnule. Tocmai ce editam pozele și filmulețele pe care le-am filmat astăzi,
cu toată experiența cu Xania tarasă de câini husky, unii dintre ei din Alaska. Link în descriere câte vlog, o să vă placă super tare. De asta suntem aici în zonă. Oh, cât de tare! E una dintre cele mai tare experiențe! Hai să gustăm niște arață. Mamă, ce bună e! Mamă, ce bună e! Mm-hmm. E foarte bună, nu bună. Să iau și o bucată mai generoasă. Mariciu pe Instagram, Georgiana Ionescu pe Instagram, pentru niște poze și niște filmulețe bestiale cu experiența asta. E ceva unic, ceva cu adevărat unic. Hai să mă gândesc eu. Hai de un pior, ăsta de casă, așa. Pune așa puțină dulceață. Da, cam acrișor, pentru, amar de fapt. Cam amar pentru gustul meu. Pioreul și reața. Pioreul e super bun. Ce bun sunt. Hai soția, zi perețurile și pe aia ne teleportăm acasă să mâncăm desertul. Deci avem așa. Gulașul este 17 lei porția. Găluștele cu prune pe care le-am luat ca la desert, 12 lei porția. O limonadă este 12 lei. Pâinea este 1 leu 4 porții, adică 4 felii. Piureu de cartofi cu sos de portocale și cu pulpa de rață au fost 55 de lei. Ardei iute 3 lei. Castraveții 7 lei. Total? Total 159, că ne-a pus și caserola și punga. Da. 159. Scump, ieftin, bună mâncare? Bună mâncare, abia aștept să mănânc. Deci, gulașul din punctul meu de vedere are 5 și aici. Da, arața foarte. Îi dau un 4,50. Da. 4,50. A fost o rață bună, dar nimic spectaculos. Gustoasă, dar nu ceva ce n-am mai mâncat până acum. Hai acasă să dăm sășiș și la găluște. Da. Limonada cât? 5, foarte bună. Am băut-o pe toată. Hai acasă. Hai. Doamnelor și domnilor, am ajuns acasă. Deci astea sunt găluștele. Desertul pe care l-am luat de la Gambrinus. Găluște plimbate din Miercurea Ciuc până în București. Deci stați cum s-au făcut. 4 ore și jumătate de mers cu mașina. Cu tot cu traficul de pe DN1. Ok. Deci gălușca înăuntru are prună și pruna are sâmbure. Oh, deci e prună de aia pe bune, nu e de aia cipată. Făcută în laborator. Asta nu e neapărat un plus, să știi. Că zâmb dinții, e? Gust eu prima? Normal. Sunt bune. Consumate după 5 ore? Mă, găluștele cu prune nu sunt un desert wow. Adică e un desert tradițional, nu e nici foarte dulce, nu e nici... uite, ți-am pus cu zahăr și cu scorțișoară ție ca să gusti și tu. Probabil că acolo consumate ar fi fost mult mai bune. Adică e bun, dar nu e ceva... nemai sunt niște găluște excelente. Da. Zici că mănânci găluși cu lapte cu prună. Nu sunt bune, n-am zis că nu sunt bune, doar că e un desert tradițional. E ca și cum mai da note la clătite. Să știi că uneori poate să fie clătitele nașpa. Da? N-am nimerit. Un bulgareaș. Nu uita că o sâmbure. Mi se pare excelente. Da, sunt bune! În categoria lor de găluște primesc un 5 sășici. Din punctul meu de vedere, pentru că sunt și niște găluște pe care le-am mâncat 7 ori mai încolo. Eu nu pot să dau 5 pentru că am mâncat găluște cu prune mai bune. Eu cred că dau un 4,25. Deci, concluziile le-ați auzit acolo la restaurant. Da. Ați auzit și concluziile despre găluște. Abonați-vă dacă nu v-ați abonat deja, pentru că mai vin vloguri și șmecheri pe bază de mâncare. Mariciu pe Instagram, Georgiana Ionescu pe Instagram. Și Sasha doarme pe Instagram care cerșește aici. Abonați-vă și la toate celelalte canale pe care le-am, pentru că vin vloguri fine. Crăciun fericit, găluște fericite! Deci, fix acum la plecare, a trecut pe lângă noi doamna care ne-a servit și apropo, super ospitalieri,
Sunt ungur, dar vorbesc perfect românește. Și iată că pe lângă noi cu o farfurie cu un schnitzel care imens, arăta bestial, plin de brânză pe deasupra. Nu mai vorbi. Și ne-a luat pulpă de rață. Hai să ne toarcem, te rog. Hai să băgăm și un schnitzel.